secretul unui campion. Mii de ore de muncă, voință, speranțe, emoții, renunțări, vise, zâmbete, lacrimi, eșecuri, victorii, strângeri de mâini, mesaje, recunoștință și mai este ceva. Suflet. Îți bate și inima când e minge de meci, când încerci să nu te vadă ea că suferi. Simona, tată, te iubesc, te îmbrățișez pentru tot ce ai făcut până acum. Pentru tine, pentru familie și pentru acest popor. Să fii, să rămâi mereu aceeași. Modestă, cinstită. Să intri pe teren cu pasiune, să nu renunți niciodată, să nu uiți niciodată acest pământ de unde te-ai născut. Visul la milioane de români se împlinește! Ai făcut un lucru extraordinar. Ceea ce mi-am dorit toată viața mea, să ajung eu, dar n-am putut, și îți mulțumesc că prin tine mi-am făcut acest vis. Atunci nu simți. După aceea realizezi că și-a îndeplinit visul. Nu ne-am gândit niciodată să construim un podium de premiere pentru cei care au fost mereu în spatele campionilor noștri. Familiile și prietenii de suflet care au fost acolo necondiționat când a fost mai greu, chiar și atunci când poate noi ceilalți ne-am pierdut speranța. Acești oameni sunt campionii din spatele campionilor. Niciodată n-am certat-o, n-am visat că vom face bani, nu ne-a părut rău că am investit totul în ea, dar trăirile sunt, nu se descriu. Care este secretul din spatele campioanei? Care este forța Simonei Halep? Cu siguranță, familia. Simona, noi, fanii tăi, am învățat ce înseamnă recunoștința și respectul. Ne dorim să fim alături de tine la bine și la greu. Simona, îți mulțumim că ne-ai readus speranța și ai dat aripi visului unei noi generații de campioni în tenisul românesc. Și le mulțumim campionilor din spatele campioanei pentru că ne-au dăruit-o pe Simona.